Știu că foarte mulți dintre voi ați rămas fără puncte transfer și asta înseamnă că nu mai puteți să vă duceți antrenamentul de la un jucător la altul sau nu-i puteți vinde, că nu mai puteți să scăpați de training. E o problemă cunoscută de cei de la EA, dar până rezolvă și dacă rezolvă, haideți să vorbim despre 3 locuri de unde se pot face aceste puncte transfer gratis. Deci băiți, dacă nu știți ce fac punctele transfer, uitați-vă la un videoclip cu echipa mea, dar pe scurt, după ce antrenezi un jucător, după ce îi dai rank-uri, dacă vrei să-l vinzi, trebuie să transferi totul altui jucător. Și te duci la jucătorul pe care vrei să-l schimbi, pe care vrei să-l vinzi și când vrei să schimbi antrenamentul altcuiva, te costă aceste puncte transfer. Apropo, cu cât mai mare, cu atât mai multe, dacă aveți un jucător level 30, după cum vedeți, vă costă aproape 1000 de puncte transfer. Apropo, dacă vă cer puncte FIFA, înseamnă că nu aveți puncte transfer suficiente. Trebuie să mai strângeți câteva până vă lasă să transferați cu puncte transfer. Și vă spuneam că sunt 3 locuri de unde putem să facem aproape 500, poate chiar mai mult de 500 de puncte pe săptămână. Dacă mergem pe store, la resurse, vedeți că avem o reclamă aici pentru puncte transfer. Știu că nu sunt foarte multe, sunt foarte mici șansele să primiți 500 sub 1%, dar câte 20, câte 40, poate și 100 pe săptămână nu sunt rele. Și dacă aveți probleme să vă uitați la reclama asta sau oricare altă reclamă din jocul ăsta, am un videoclip pentru voi, îl vedeți în dreapta sus. Am acolo câteva rezolvări, sper să meargă măcar una. Mai departe, avem oferta asta care se resetează în fiecare joi, de fapt și reclama cred că tot joi se resetează, dar aici pentru 360 de gems puteți lua 150 de puncte transfer. Nu sunt multe, dar măcar sunt cu gems și gems puteți face gratis în fiecare zi, în fiecare săptămână de la questuri. Așa că dacă vă reamintiți, luați-o în fiecare joi sau înainte de joi. Și mai este o ofertă peste care foarte mulți dintre voi săriți și știu exact de ce, este o ofertă cu puncte League. Și știu că foarte mulți dintre voi nu sunteți într-o ligă, pentru asta am vrut să fac și videoclipul ăsta. Dacă nu sunteți într-o ligă, băieți, pierdeți cam 300 de puncte transfer pe săptămână. Vedeți aici oferta asta cu 200 de puncte League pentru 100 de puncte transfer pe săptămână. Cred că tot joia se resetează, da? Așa că dacă aveți o ligă, lăsați un comentariu, spuneți-mi ce cerințe are liga voastră. Poate cineva care se uită la videoclipul ăsta o să vină. Și dacă sunteți în căutarea unei ligi, scrieți jos numele vostru, ce overall aveți, poate vă bagă cineva într-o ligă. Intrați, jucați un pic acolo, primiți puncte League și după aia vă cumpărați puncte transfer. Deci în total băiți undeva la 500, poate și mai mult de atât dacă aveți noroc la reclamă pe săptămână. Mai sunt și câteva puncte la Star Pass, dar asta depinde de ce pass este în momentul în care vă uitați la acest videoclip. Sper că v-a fost de ajutor ce v-am spus, până data viitoare mai am și alte videoclipuri pentru voi, vedeți două pe ecran, dați pe unul și uitați-vă, numai bine prieteni, pa, pa!